Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului este un eveniment global care are loc în fiecare an, în data de 4 februarie, și unește lumea sub o singură temă pentru a evidenția lupta dusă împotriva cancerului. Asociația Română de Cancererare, a cărei președinte este Dorica Dan, a lansat campania de Ziua Internațională a Bolilor Rare pe 29 ianuarie. Mesajul nostru în această zi se înscrie în tema campaniei 2016, Vocea Pacienților, pentru că este necesar să vorbim despre cancer. Un diagnostic de cancer rar este un eveniment care schimbă viața pentru majoritatea oamenilor. Implică sentimente de șoc, frică, furie, tristețe, singurătate și anxietate. Să fim alături de acești pacienți pentru că doar uniți vom fi auziți, spune Dorica Dan, președintele asociației. Scopul acestei campanii este de a reduce numărul de decese care pot fi prevenite în fiecare an prin creșterea gradului de conștientizare a cancerului în rândul publicului larg și prin impulsionarea guvernelor spre a lua măsuri suplimentare împotriva bolii.